Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Bună dimineața din partea Andorra și o să înceapă lucrul cu a doua parte. Wir werden heute Morgen eine zweite Theorie haben, in der wir auch vorbereiten, was dann heute Mittag in der Praxis gezeigt werden soll. O să facem în cea de-a doua parte lucruri pe care o să le vedeți și în sală astăzi. Der Titel dieser Präsentation heißt General Agility, aber in Deutsch habe ich lieber, wenn wir es Handlungsschnelligkeit nennen. Titlul s-ar numi acțiuni rapide, adică modul de a acționa, dacă aș putea traduce așa, rapid. Es ist also kein Konzept oder keine Idee, die sich nur um das reine schnelle Laufen oder um schnelle Bewegungen dreht, sondern es geht darum, alles im Spiel möglichst schnell zu machen. Nu înseamnă asta că urmărim numai viteza de alergare sau viteza de execuție, ci tot ce facem în joc să fie foarte rapid. Dazu ist auch ein bisschen Theorie notwendig und die Idee ist es, dieses Konzept vorzustellen und dann auch in der Praxis zu zeigen, wie sich das widerspiegelt. Pentru asta e nevoie și de puțină teorie. Nu putem aplica chestiunea asta fără a trece puțin prin teorie și asta o să o vedeți după amiază și în practică. Erstes Kapitel werden dann wieder Entwicklung und methodische Konsequenzen im Handball in den letzten Jahren. Primul capitol este metodica și consecvențele care se trag de aici în handballul modern din ultimii ani. Im zweiten Kapitel geht es dann um Definition, was bedeutet Handlungsschnelligkeit und wir werden etwas aufbauen, ich nenne das eine methodische Formel. Al doilea capitol sunt, e, de fapt, definiția acestui fel de a acționa rapid. Și în cel de-al treilea capitol o să aveți exemplele despre cum putem acționa în antrenament direct. So, wenn wir zum ersten Kapitel kommen, dann wissen wir aus der Vergangenheit, wie sich unser Spiel entwickelt hat. Und dabei ist insbesondere wichtig, dass wir zum Beispiel aktive, flexible Abwehr haben, so wie Paul das gestern erklärt hat, und aus dieser Abwehr versuchen, eine höhere Anzahl an Ballgewinnen zu erzeugen. Dacă ne uităm în trecut, putem să vedem cum acționam atunci. Atunci trebuie să punem problema cum putem acționa acum ca să mai repede și ca să obținem mai multe mingi. Das Ziel aus diesen Ballgewinnen ist es natürlich dann, schnell nach vorne zu gehen und im Gegenstoß, im schnellen Spiel, dann ein Tor zu erzielen. Țelul acestor mingi recuperate este să le punem în mișcare cât mai repede înainte, să mergem pe contraatac, să ducem mai departe acțiunile cât mai rapid. Gute Mannschaften, erfolgreiche Mannschaften werfen im Spiel ungefähr mindestens 30% eher mehr ihre Tore aus dem Gegenstoß. Echipele valoroase, echipele bune, aruncă, marchează în joc peste 30% din goluri, din acțiuni din acestea foarte rapide. Es gibt aber auch im modernen Handball keine langen Aufbauphasen mehr, so wie wir das von früher kennen, wo der Ball sehr lange um die Abwehr herum gespielt wurde, sondern die Mannschaften gehen nach vorne und versuchen relativ schnell dann auch in Richtung zum Tor zu gehen. Also es sind kurzzeitige Angriffe. Iar din statistică se dovedește că atacurile sunt mult mai scurte, nu mai există faza aceea de construcție pe care o aveam acum câțiva ani și atacurile sunt din ce în ce mai scurte și deciziile sunt din ce în ce mai rapid luate. Und aus dieser höheren Zahl von Gegenstößen und aus dieser kurzen Zeit oder aus diesen kurzzeitigen Angriffen resultiert dann auch, dass wir im Spiel eine höhere Anzahl von Angriffsaktionen insgesamt haben. Din aceste acțiuni rapide, din acest număr de contraatacuri mare sau de acțiuni rapide, nu le mai spunem acum în contraatacuri, crește și numărul de acțiuni în joc. Deci a crescut în ultimii ani clar numărul de acțiuni de atacuri. Also 50 angriffe, auch manchmal 60 bis zu 70 angriffe für eine Mannschaft im Spiel, das ist ganz normal. 50 de acțiuni de atac, 60 până la 70 de acțiuni de atac. Sunt în statistică calculată. Und wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, dass die Regeln auch mit kleinen Änderungen immer wieder dazu beitragen, dass das Spiel schneller wird. Trebuie să ne confruntăm chiar și cu faptul că regulamentul s-a schimbat și asta ne-a impus o
o viteză mai mare, o rapiditate a jocului. Die letzte große Regeländerung war die Einführung der schnellen Mitte. Cea mai importantă regulă și mare a fost cea de introducerea repunerii rapide de la centru. Wobei in den letzten 3-4 Jahren dieser Effekt wieder etwas nach unten gegangen ist. Wir sehen nicht mehr so viel schnelle Mitte. S-a constatat că în ultimii 2-3 ani există o renunțare puțin, dacă putem spune, la repunerea aceasta rapidă. Cotele sunt ceva mai joase. Aber man muss auch anerkennen, dass viele Mannschaften mittlerweile ein sehr gutes Rückzugsverhalten haben, ja, so, und sich nicht einfach nur überlaufen lassen, wie das vielleicht am Anfang der Fall war. Also es wird auch teilweise wirklich gut verteidigt gegen schnelle Aktionen. Dar trebuie să recunoaștem că și cei din apărare și-au luat măsuri și se repliază mult mai bine decât la început, nu se mai lasă surprinși, de aceea și acțiunile acestea de repunere rapidă nu mai au așa de mult succes. Aber es gibt auch kleine Regeländerungen, die das Spiel schneller machen. Zum Beispiel war es früher so, wenn ein Spieler den Kreis betreten hat, musste der Torwart oder ein Feldspieler an genau dieser Stelle den Ball wieder ins Spiel bringen. Mittlerweile reicht es, wenn der Ball irgendwo im Torraum dann wieder ins Spiel gebracht wird. Und das spart auch wieder ein paar Zehntelsekunden und es geht einfach schneller. Există și alte reguli, aceea a semicercului, dacă un jucător călca semicercul, trebuia să se repună mingea din locul respectiv, știți cu toții, acum e de ajuns dacă e repusă din interiorul semicercului. Aus diesem Wissen heraus, wie sich das Spiel entwickelt, müssen wir einige Konsequenzen ziehen, auch wieder din aceste cunoștințe pe care le-am acumulat, din aceste statistici, trebuie să tragem câteva consecvențe și câteva lucruri trebuie aplicate în antrenament. Die erste und meiner Meinung nach wichtigste Konsequenz ist, dass wir die schnelle Wahrnehmung und Informationsverarbeitung der Spieler verbessern müssen. Prima și cea mai importantă este aceea că jucătorii trebuie să cunoască, să-și dea seama de situația aceea rapidă și în secundă aceea să poată acționa. Un zweiter punct este dann, dass wir natürlich auch höhere Anforderungen an die Laufarbeit haben. Ja? So, in der Abwehr, aktiver, schneller nach vorne, schneller zurück. Also, das geht nur, wenn ich auch schnell auf den Beinen bin. A doua chestiune este că e clar, trebuie să fiu mult mai rapid, trebuie să fiu mult mai performant ca să pot face față ritmului respectiv. Hinzu kommt dann auch, dass die Spieler ohne Ball sich mehr bewegen müssen. Weil wenn nur der Spieler mit Ball schnell spielt, schnell läuft, dann reicht das nicht, um das Spiel schneller zu machen. Das Spiel wird interessanter, das Spiel wird intensiver, wenn mehr Spieler mit Ball sich, ohne Ball sich gezielt bewegen. Iar este foarte important, jocul fără minge devine foarte important, pentru că dacă a crescut viteza, dacă a crescut rapiditatea jocului, e nevoie de multă mișcare fără minge. Und es gehört auch das Schulen oder das Verbessern des Umschaltverhaltens dazu. Von Abwehr auf Angriff und von Angriff auf Abwehr. Și e foarte importantă învățarea schimbării acesteia de ritm dintre apărare și atacul rapid și invers, apoi după repliere. So, wenn eine Mannschaft 70 Angriffe im Spiel hat, dann hat die andere Mannschaft entweder 69 oder 71 Angriffe. Ja, das heißt, wir sind bei 140 Umschaltaktionen, wo ich entweder in die eine oder in die andere Richtung umschalten muss. Deci dacă o echipă ajunge până la 70 de atacuri, e clar că și cealaltă are 69 sau 71 și împreună ajung undeva la 140 de acțiuni în joc. Und es kommt noch mal ein Punkt dazu, den hatten wir gestern schon ganz kurz, nämlich die schnelle Umsetzung der Techniken, insbesondere das schnelle Werfen. Și iar un punct foarte important, am discutat și ieri despre el, punerea în valoare a tehnicii, dar asta foarte rapid. Deci aruncări, cum am spus și ieri, cu sprijinii pe sol rapide, aruncări din săritură pe primul pas, asta era o chestiune, deci punerea rapidă transpunerea tehnicii foarte rapid în joc. Man sieht also, dass verschiedene Aspekte dann zu dieser Idee gehören, schneller spielen zu können. Und im nächsten Schritt wollen wir dann im nächsten Kapitel das einfach mal definieren und auch mit einer methodischen Formel beschreiben.
Acum, în următorul capitol, încercăm să definim asta și cu o metodă tehnică, o metodologie, să putem acționa, să înțelegem. Es kommt jetzt ein kleines Video mit Aktionen aus der Frauenweltmeisterschaft, die in letzten Jahren in Dänemark stattgefunden hat. O să vină o informare video cu ce s-a întâmplat la campionatul mondial de fete. Und es geht dabei nicht nur darum, dass Spieler sich schnell bewegen können, wie jetzt zum Beispiel hier. Nu numai viteza jucătorilor e importantă, așa cum vedem aici. Sondern dass Spieler sehr schnell die Situation erfassen, ja, und sehr schnell reagieren. Și faptul că jucătorii trebuie să înțeleagă imediat acțiunea și să reacționeze foarte rapid. Weil in dieser Szene, jeder kennt das, man hat in der eigenen Mannschaft immer Spieler, die bleiben entweder viel zu lange liegen, ja, bevor sie dann wieder aufstehen und zurücklaufen, oder sie laufen zurück, aber sie schauen nicht zum Ball. Und diese Spielerin steht auf und guckt sofort nach dem Ball und ist dann in der Lage, den Ball abzufangen. Das ist also auch ein Prozess, der hier oben stattfindet. Putem observa, foarte important, lucrul acesta, că avem în timpul jocului destul de mulți jucători care rămân undeva jos, se retrag fără să fie preocupați încă de apărare, se retrag în defensivă. Aici observăm un exemplu a unei jucătoare care a fost foarte preocupată, chiar dacă a rămas undeva în urmă, să se apere în continuare, să observe situația, să recupereze mingea și apoi să o bage în poartă. Es tut mir leid, dass ich jetzt einen Fehler der rumänischen Torhüterin zeigen musste, aber im nächsten Beispiel sehen wir auch ein gutes Beispiel von Rumänien. Deci, îmi pare rău că a trebuit să arăt tocmai un exemplu a echipei naționale a României, dar următoarea fază să fie un exemplu pozitiv. Der Ball geht in Richtung Mittellinie. So. Und jetzt erkennt einerseits rechts außen den Raum am Kreis. Und andererseits, die Spielerin, die den Ball holt, erkennt, da läuft jemand ein und spielt ganz schnell dahin. Da, spune că mingea era unde se îndrepta undeva spre centrul terenului, dar jucătoarea poziționată în extremă a observat spațiul de acolo, a acționat rapid, a pătruns și cealaltă jucătoare a observat și ea situația, a pasat și de aici a ieșit un gol. Das ist ja kein Standard, das ist ja keine Szene oder keine Situation, die wir trainieren, ja? Sondern das ist etwas, was sich aus dem Spiel heraus ergibt, wo man dann schnell erkennen muss, was passiert und darauf reagieren muss. Aici nu e o situație gândită a jocului, o chestiune tactică, ci efectiv sunt două jucătoare care și-au dat seama de ce se întâmplă, au acționat repede și au avut succes. Etwas Ähnliches sehen wir jetzt hier im Rückzug, wo die Spielerin von Montenegro den Ball im Rückzugsverhalten anfängt und wieder sofort umschaltet auf Angriff. Ceva asemănător vedem aici, unde jucătoarea din Muntenegru, retrăgându-se, a observat oportunitatea și imediat a acționat schimbând faptul că ea trebuia să stea în apărare și imediat mergând foarte rapid spre poarta adversă. Nächste Situation ist sehr lustig, leider auch mit rumänischer Beteiligung. Următoarea acțiunea este foarte distractivă, din păcate tot cu niște cu echipa națională română. Sieht es jetzt in der zweiten Einstellung sehr gut. Neago ist ein bisschen am diskutieren. So. Und die Spielerin von Dänemark dreht sich weg, guckt kurz hin und zack, spielt sofort den Ball. Observăm că Neago discută puțin și jucătoarea din Danemarca observă chestia asta, se întoarce și pasează la jucătoarea liberă. Mai bine se vede din spate, unde ea se uită în altă direcție, se răsucește, observă și pasează. Das sind im Prinzip einfache, wir sagen dazu auch billige Tore. Ja? Die kosten nicht viel, ja? So, da müssen wir nicht 1000 Kreuzungen, Wechsel oder irgendwas machen, aber auf der Anzeigetafel ganz mehr. Acestea sunt goluri foarte rapide, foarte simple, foarte ieftine, spune, care într-adevăr nu costă multă energie, dar care undeva pe tabelă sunt foarte importante. Genauso jetzt hier, das Video
Eisläuferin. Er geht sehr schnell. Zack, da ist jemand frei. Führt den Freiwurf aus und ganz schnell ist der Ball dann bei der Spielerin, die frei ist. Die Abwehr ist noch nicht organisiert, ja, und das nutzen die Angreifer ganz schnell aus. Aici la fel, deci nu se poate vedea în prima fază, pivotul își dă seama că există o oportunitate acolo, intră, primește pasul și marchează. Das geht auch mit zwei oder drei Spielerinnen, wie jetzt hier. Jeder denkt, die machen jetzt langsam, und dann geht es los. Eins, zwei, drei, zack, und sofort. Asta funcționează nu numai cu o jucătoare, două, chiar și cu trei. El observă situația, toată lumea crede că se calmează, că va merge încet și ele repun mingea foarte rapid și din două, trei pase au succes. Also eine Spielerin hat sehr schnell erkannt, dass diese Situation jetzt gut zu nutzen ist und die zweite und die dritte Spielerin spielt sofort mit. E foarte interesant aici, e clar că ele au o educație în stilul ăsta. O jucătoare a recunoscut momentul favorabil, dar și celelalte au accesat imediat la ce a hotărât prima și a continuat acțiunea. Natürlich gehört auch immer ein bisschen die Schnelligkeit der einen und die Langsamkeit der anderen dazu. Normal că aici contează foarte mult viteza noastră, dar și încetinirea celorlalți, adică lentoarea celorlalți, pardon. Hier freuen sich die Abwehrspielerinnen von Kasachstan so sehr, dass die Torhüterin mal einen Ball gehalten hat. Und vergessen aber, dass das mit Einwurf weitergeht und man ganz schnell wieder rausläuft, zack, den Ball kriegt und eine zweite Chance hat. Aici observăm că jucătoarele se bucurau că portarul a apărat și au minge, ea s-a dus în aut, au recurs imediat și au înscris. Sehr schöne Szene hier. Spanien im Angriff. Die Spielerin Rückraum links wird verteidigt von der Außenabwehrspielerin. So, die machen langsam. Jetzt fängt Rumänien an, in der Abwehr zu wechseln. Und sofort kommt der Antritt, ja, weil die Abwehr jetzt nicht organisiert ist. Ja, und dann geht es im Parallelstoß weiter. Aici se poate observa că spaniolacele datorită unei schimburi pe care am încercat să o facem în apărare, au profitat și au reușit să înscrie. Auch in dem Beispiel kann man erkennen, wie wichtig es ist, frühzeitig die Situation zu erkennen und auch zu antizipieren, also vorauszuschauen. Deci, putem observa cât de important e să recunoaștem situația de joc și să o anticipăm chiar, ca să poată să funcționeze totul perfect. Sunt zwei aspecte. Das eine ist die Außenabwehrspielerin, die sehr früh startet. Sunt două aspecte. Unul, alergarea extremei care pleacă foarte devreme. Geht jetzt schon nach vorne und läuft jetzt schon los. Deja acum alergă ea. Und das zweite ist die Spielerin, die den Abpraller fällt und aus dem Sprung halbe Drehung den Ball wegspielt. Und das geht auch sehr schnell. Și a doua chestiune este apărătoarea care prinde din săritură și apoi în săritură se răsucește și pasează. Das ist die wichtigste Szene. Asta e cea mai importantă fază. Der Ball geht in Richtung Mittellinie. Die Schiedsrichter heben den Arm. Und die Mittelspielerin, diese Spielerin, erkennt jetzt, wenn der Ball zur Mittellinie geht, man sieht es, dass sie etwas tun muss. Sie fängt jetzt an und zeigt der Kreisläuferin, du musst bereit sein, ich komme jetzt zu dir. Wir spielen jetzt sofort was. So. Das heißt, die hat vorgearbeitet. Die weiß, was sie als nächstes machen muss. Ja, so. Und sie denkt voraus. Aici e foarte important pentru că e un bun exemplu. Mingea se îndreaptă spre centru și jucătoarea deja care era pe poziția centrală arată pivotul unde să se așeze, deci deja își dă seama că jocul pasiv a început, că trebuie să inițieze o acțiune și imediat îi arată pivotul unde să se așeze ca să poată conlocra. Dann wird man sehen, dass schnelles Spielen nicht nur eine Sache von schnellen Beinen ist, sondern in erster Linie schnell im Kopf sich abspielt. Dacă vedem aceste acțiuni, putem înțelege că jocul rapid nu e o chestiune numai de a picioarelor rapide, a rapidității corpului, ci o chestiune de cap, o chestiune mentală, de acolo pleacă, de fapt. Das ist wichtig für unsere Definition. Weil wir unterscheiden dann zwei Bereiche.
Ein Bereich ist die motorische Komponente, also alles, was mit Bewegung zu tun hat. Primul sunt două chestiuni importante. Prima, componenta motorică, componenta motrică. Und die zweite Seite, das ist die kognitive Komponente, also alles, was mit Denkprozessen zu tun hat, mit Wahrnehmung und Entscheidung. Și a doua este componenta cognitivă, ceea ce totul ce are a face cu decizia, cu rapiditatea deciziei. Die motorische Seite unterteilen wir nochmal. Einerseits in koordinative Aspekte, Bewegungssteuerung. La componentele motrice sunt chestiunile coordonative. Und zum zweiten nochmal in die konditionelle Ebene. Da geht es um reine Schnelligkeitsfähigkeit oder auch Kraftfähigkeit, weil ich brauche Kraft, um schnell zu sein. Și apoi la chestiune de condiție fizică, unde avem nevoie de viteză, de forță. Und diese Seite, die linke Seite jetzt auf der Präsentation, die motorische Komponente, das ist im Prinzip das klassische Verständnis, das die meisten Trainer haben, wenn sie Schnelligkeit trainieren wollen. Spune că marea majoritate a antrenorilor preferă să antreneze sau au multe cunoștințe despre problema asta a componentelor de condiția fizică. So, jetzt kommt aber die zweite Seite, die kognitive Komponente dazu. Das heißt, schnelle Wahrnehmung, schnelle Antizipation, also wissen, was als nächstes passiert, schnelles Entscheiden und schnelles Reagieren. Și acum urmează chestiunea cognitivă, componenta cognitivă, aceea de a deosebi imediat situația, de a-și da seama de ea, de a anticipa situația, de a lua decizii foarte rapide în situația respectivă și de a avea o viteză de reacție foarte bună. Und dieser Bereich, die rechte Seite, ist meiner Meinung nach der entscheidende, weil sonst haben wir nur Spieler, die können zwar sehr schnell laufen, aber sie wissen nicht wohin. Și după părerea lui, acest lucru e la fel de important sau poate chiar mai important decât primul, pentru că dacă antrenăm numai viteza, o să avem jucători rapidi, dar care habar n-au ce să facă cu viteza lor. Und im Normalfall sind auch die Spieler, die in einer Liga spielen, also höhere Liga oder niedrige Liga, sind auf der linken Seite im Prinzip in etwa auf dem gleichen Level. Ja, die Unterschiede sind nur gering. Rückraumspieler sind meistens vielleicht ein bisschen langsamer, Außenspieler sind ein bisschen schneller, aber Außen gegen Außen ist im Prinzip mehr oder weniger auch wieder gleiche Schnelligkeit. Na gut, du sprichst jetzt für Deutschland, aber... Nein, was in der gleichen Liga ist, hat im Regelfall auch gleiches Niveau. Ja, el spune că în principiu sunt foarte mulți jucători care au calitățile fizice, motrice, au viteză, au forță, au dar nu toți au aceste calități cognitive. Eu spuneam că vorbește de Germania, acolo sunt foarte, foarte mulți jucători rapizi sau foarte, foarte mulți jucători puternici și în ligile inferioare, Liga 2, Liga 3, Liga 4, numai că nu au valoarea respectivă. Also, der entscheidende Unterschied, ob ein Spieler wirklich im Gegenstoß einen großen Vorsprung hat, kommt nicht von der motorischen Seite, sondern er kommt von der kognitiven Seite. Deci, ca un exemplu, faptul că un jucător are o acțiune foarte bună în atacul rapid, e, așa cum ați spus mai înainte, în contraatacul respectiv, o jucătoare aleargă și e prima pe contraatac, nu înseamnă că are numai o viteză foarte bună, ci faptul că poate să-și folosească mintea ca să acționeze rapid în joc. Ich behaupte mal, dass 50% aller Gegenstöße, die werden nicht bis zum Schluss mit maximaler Geschwindigkeit gelaufen, weil der Angreifer schon einen großen Vorsprung hat, wenn er an der Mittellinie ist. Diesen großen Vorsprung hat er nicht, weil er schneller ist, sondern weil er zum richtigen Zeitpunkt losläuft. Spune că s-a constatat că nu toate atacurile rapide sunt duse cu 100% din viteză până la sfârșit. Asta pentru că deja de la mijlocul terenului mulți jucători s-au distanțat de apărători, deja s-au distanțat și nu mai e nevoie de viteza maximală și distanța aceea e obținută tocmai prin faptul că au fost mai rapizi în gândire și au putut acționa mai repede. So. Wenn wir das wissen, dann müssen wir natürlich versuchen, das auch in unser Training einzubauen.
Deci dacă știm chestiunea asta, acum trebuie să încercăm să o aplicăm și în antrenament. Ja. Dazu müssen wir aber wissen, was wir trainieren und wie wir es trainieren. De aceea trebuie să știm ce antrenăm și cum antrenăm. Und diese zwei Fragen, was trainieren und wie trainieren, werden beantwortet über diese methodische Formel. Și aceste două întrebări, ce antrenăm și cum antrenăm, o să le prezentăm printr-o formulă metodică. So, also, die methodische Formel ist im Prinzip eine Hilfestellung, ja, die in allgemeiner Form beschreibt, ja, was und wie trainiert werden soll. Aceasta este, de fapt, o formulă care, în general, ne prezintă cum și ce antrenăm. So, also, wir versuchen die erste Frage zu beantworten. Was müssen die Spieler alles schnell machen können? Und das erste ist, sie müssen sich schnell bewegen können. Încercăm să răspundem la întrebare ce, cum să facem să fie rapizi. Ei, în primul rând, trebuie să se miște foarte rapid. So. Das zweite ist, sie müssen auch die Techniken schnell ausführen können. A doua, trebuie să, așa cum am spus și mai devreme, să-și impună rapid tehnica. Und der dritte Punkt, der ist etwas komplizierter, sie müssen auch Spielhandlungen ausführen können, schnell. Wir werden das alles noch definieren oder ein bisschen erklären. Also der Begriff Spielhandlungen ist halt wichtig. Ja. Jucătorii trebuie să poată acționa în spielhandlungen, nu știu cum aș putea traduce. Sunt un fel de, nu sunt combinații, sunt trasee rapide, da? Trasee. Wir kommen noch dahin, kein Problem. So, Bewegungen, das ist ein allgemeines Schema, wie zum Beispiel Laufen, Springen. Ja? So, das sind also Formen, die auch wichtig sind für andere Sportler, wie Basketballer, wie Volleyballer, wie Tischtennisspieler. Sie haben noch keinen speziellen Bezug zum Handball, aber dass unsere Spieler sich schnell bewegen müssen, ich denke, das ist offensichtlich. Deci, mișcări ca acestea rapide, la primul punct, există în toate sporturile, basket, tenis, etc. Deci, sunt cunoscute, sunt clasice, nu putem fără ele. Techniken sind die Bewegungen, die spezifisch sind für unsere Sportart. Also zum Beispiel das Prellen, Fangen und Passen, Werfen auch, Abwehrtechniken. Also wir haben das in anderen Sportarten auch. Ja? Fangen und Passen im Basketball, Stoppen und Weiterleiten im Fußball. Ja? Das ist im Prinzip das Gleiche, aber das sieht halt im Fußball anders aus als im Handball. Ja? Deshalb sind Techniken spezifische Bewegungen in unserer Sportart. Cele tehnice sunt specifice pentru sportul nostru, pentru că există și în alte sporturi normal, fotbal, basket, dar noi avem un dribbling specific, avem o prindere specifică, avem un joc de apărare specific și așa mai departe. Die Spieler müssen da drin auch schnell sein, das ist klar. Și că jucătorii trebuie să fie foarte, foarte rapizi în chestiunea asta, e clar. Und jetzt kommt das dritte, das sind die Spielhandlungen. Spielhandlungen sind Aktionen, in denen sich Spieler in 1 gegen 1 Situationen zum Beispiel mit dem Abwehrspieler auseinandersetzen. Das heißt also, das ist die Anwendung der Techniken in den Spielsituationen. Ja, aici sunt situații de unul la unul, în care jucătorul nostru intră în contact cu jucătorul advers și trebuie să acționeze rapid și trebuie să-și valorifice viteza. Und dazu gehört nicht nur eine Spielhandlung, sondern auch mehrere Spielhandlungen hintereinander. Wir sprechen dann von einer Handlungskette. Ja? Mehrere Handlungen hintereinander. Da, și aici nu e vorba numai de acțiune, este un lanț de acțiuni, o înlățuire de acțiuni în viteză. Also zum Beispiel eine Lauftäuschung, dann den Ball fangen, mit dem Ball wieder prellen, in die Gegenbewegung gehen, abspielen und wieder sich freilaufen. Das sind mehrere Aktionen hintereinander, die ich gegen einen Abwehrspieler mache. Das sind Aktionen der Prindere, Passare, Dribbling, care le fac înlănțuite și care acționează contra apărării respective. Wenn die Spieler jetzt langsam sind in der Verknüpfung dieser Aktionen, ja, dann machen sie
Lauftäuschung, ah ja, jetzt muss ich den Ball fangen. Was muss ich als nächstes machen? Ach, ich muss dahin laufen. Ah, dann gehe ich wieder dagegen. Was jetzt? Ach so, ich spiele den Ball dahin. Und dann, ah ja, ich muss in die andere Richtung. Dann ist das nicht mehr schnell. Also auch diese Verknüpfung von mehreren Handlungen hintereinander, die muss schnell gehen. Da, spune că e foarte important ca jucătorii să poate gândi foarte repede și să poată acționa foarte repede, pentru că dacă după ce face o schimbare de direcție se gândește, asta e puțin ce aș putea să fac, să dau pas acolo, să mai fac un dribbling, să mai dau nu știu ce, acțiunea deja e terminată. Deci să poată acționa în lanțul acesta gândind foarte rapid. So, also gehört dazu. Einerseits allgemeine Bewegungen, dann die Techniken isoliert, losgelöst von der Spielsituation, aber im dritten Schritt auch alles zusammen in der Spielsituation, in der Auseinandersetzung mit dem Gegner, in mehreren Aktionen hintereinander müssen die Spieler schnell sein. Das ist eine Steigerung da drin. Deci, ca o pantă pe care o urc, dar în primul moment antrenez acțiuni, mișcările, alergare, săritură și așa mai departe, în a doua tehnicile, da? Tehnica, și în a treia vin toate împreună. Acolo ai și tehnică, ai și viteză, ai și mișcare și toate trebuie să fie rapid executate. Und ich denke, es ist offensichtlich, dass in der Auseinandersetzung mit dem Gegner, bei den Spielhandlungen, die Informationsaufnahme, was macht der Gegner, ja, so, das Lesen der Situation, das Antizipieren, was wird er als nächstes machen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist in diesem dritten Bereich. Și eu mă gândesc că anticiparea momentelor de joc, a ce face adversarul, a cum se mișcă el, a cum reacționează, e deosebit de important în punctul acesta. No. Das waren also die drei Aspekte, die unsere erste Frage beantwortet haben. Was müssen wir unter dieser Idee Handlungsschnelligkeit gezielt trainieren? Deci, avem aici trei aspecte care ne relevează ce putem să facem, ne răspund la prima întrebare, ce putem să facem noi ca să antrenăm viteză. Okay. So, jetzt kommt die Beantwortung der zweiten Frage. Wie müssen wir trainieren, damit wir es wirklich zu diesem Aspekt der Schnelligkeit auch, dass wir dahin steuern können? Acum vine a doua problematică. Cum să antrenăm noi chestiunile astea ca să ajungem la un rezultat pozitiv. So. Und dann müssen wir ein bisschen mit Druck arbeiten, ja, um die Spieler in diese Situationen zu bekommen. Es geht nicht anders. Și atunci trebuie să lucrăm cu ceva presiune pe care trebuie să o punem asupra jucătorilor, pentru că altfel nu funcționează chestia. So. Und es gibt drei Druckbedingungen oder drei Varianten von Druck, die wir jetzt erzeugen können. Das eine ist Zeitdruck. Există trei variante de presiune pe care o putem pune asupra jucătorilor. Presiunea timpului. Das zweite heißt bei mir Variabilitätsdruck. A doua chestiune se numește o presiune variabilă. Und das dritte heißt Komplexitätsdruck. Wir werden das auch wieder erklären. Și a treia se numește o presiune complexă. O să povestească despre ele. Zeitdruck ist, denke ich, am einfachsten zu verstehen, weil bei Zeitdruck geht es darum, Aufgaben zu stellen im Training, in denen die Zeit entweder minimiert wird oder die Geschwindigkeit maximiert wird. Chestiunea presiunii timpului, cred că o înțelege toată lumea. Aici trebuie să acționezi într-un timp foarte scurt, să iei decizii într-un timp foarte scurt sau într-o viteză foarte mare. Achtung, das stimmt nicht immer. Dar asta nu e chiar mereu așa. Weil in bestimmten Momenten kommt es im Handball nicht auf Maximierung der Geschwindigkeit, sondern auf Optimierung, also eine optimal angepasste Geschwindigkeit in der Situation an. E foarte interesant ce spune acum, că nu totdeauna în handball sunt momente în care e importantă viteza 100%, ci să-ți optimizezi viteza astfel încât acțiunile din momentul ăla să fie optime. Zum Beispiel in einer Situation 1 gegen 1 gibt es sehr viele Spieler, die sind ganz schnell mit ihrer Täuschung. Aber das ist manchmal zu schnell für den Abwehrspieler. Der reagiert gar nicht, ja? Ja.
spune că, de exemplu, la o acțiune 1 la 1, câteodată e atacantul atât de rapid, încât apărătorul nici nu reacționează și atunci se întâmplă să nu aibă succes, să intre efectiv în el. Also muss ich meine Bewegung, meine Täuschung ein bisschen optimieren, vielleicht ein bisschen langsamer und dann schnell zu gehen. Ja? Ein bisschen Rhythmusgefühl da drin, ja? Das ist optimal schnell. Nicht maximal, aber optimal schnell. Și tocmai de aceea trebuie să-mi optimizez deplasarea mea, să-mi dau seama ce fel de adversar am în fața mea, că dacă sunt prea rapid pentru el, ar fi o problemă, dacă sunt prea lent, e o problemă, să-mi optimizez mișcarea mea așa fel încât să acțiunea mea să aibă succes. Wir können ganz allgemein sagen, dass Handball ist nicht eine Maximierungssportart, sondern eine Optimierungssportart. Wir brauchen nicht maximale Kraft, wir brauchen nicht maximale Ausdauer. Wir brauchen nur optimale Kraft und optimale Ausdauer für 2x30 Minuten und dann ein bisschen gute Entscheidungen. Spune că putem să generalizăm pentru handball chestiunea asta. Noi nu avem nevoie de forță maximală, de rezistență maximă, ci de toate acestea optime timp de 30 de minute într-o repriză și 30 în cealaltă și de luarea celor mai bune decizii. Die zweite Druckbedingung heißt Variabilitätsdruck. Das heißt, es kommt darauf an, Situationen zu gestalten, Situationen zu herauszuarbeiten, in denen die Spieler gezwungen sind, sich auf variable Bedingungen einzustellen. A doua chestiune de variabilitate, de constă în faptul că trebuie să forțăm jucătorii să acționeze în tot felul de situații, în situații variate. Wenn ich also in der 1 gegen 1 Situation immer wieder den Abwehrspieler an der gleichen Position habe, ja, in der gleichen Distanz, in der gleichen Position seitlich, dann kann ich mich als Angreifer darauf einstellen, weil ich weiß, beim nächsten Mal ist er wieder da, beim übernächsten Mal ist er wieder da. Wenn dieser Abwehrspieler aber einmal näher dran ist, einmal weiter weg ist, wenn er einmal mehr auf der Wurfhand steht und einmal mehr auf der anderen Seite steht, dann sind das kleine Veränderungen in der Situation, auf die sich der Angreifer immer wieder einstellen muss. Wenn wir es dann noch dazu so machen, dass er keine Zeit hat, ja, das zu erkennen, sich umdreht und dann ganz schnell diese veränderte Situation wahrnehmen muss, dann ist er einerseits unter Zeitdruck, aber andererseits auch unter Variabilitätsdruck. Ich spune că dacă antrenăm același lucru în același mod, atunci nu avem o chestiune variabilă. Dacă punem jucătorul într-o situație deosebită, de exemplu, îl punem cu spatele la apărător, la apărător și trebuie să acționeze răsucindu-se și văzând atunci în ce situație îl pune apărătorul pe el, asta înseamnă variabilitate. Sau dacă e chiar cu fața spre el, dar fixăm apărătorul pe brațul de aruncare sau pe partea cealaltă, sau atacul frontal, știți că sunt trei situații clare, atunci îl punem în trei situații diferite și asta înseamnă variabilitate. Wir können ganz generell sagen, dass unser Training sich immer abspielt zwischen zwei Polen, Variabilität und Stabilität. Putem spune că antrenamentul se poate desfășura între doi poli, variabilitate și stabilitate. Weil auf der einen Seite versuchen wir natürlich über Training, Wiederholungen, eine Stabilität zu erzeugen, technisch stabil, Entscheidungen stabil. Auf der anderen Seite brauchen wir sie aber im Spiel variabel verfügbar, angepasst an die Situation. Und wenn wir nur stabil im Training arbeiten, dann haben die Spieler im Spiel, im Wettkampf, nicht die Möglichkeit, auf variable Situationen zu reagieren. Ja, el spune clar că antrenăm și una și alta, și stabilitatea și variabilitatea. Stabilitatea, clar, trebuie antrenată, dar dacă facem numai așa, jucătorii nu mai au capacitatea ca în timpul meciului, ca atunci când apar situații deosebite, să poată acționa rapid și cu succes. Also müssen wir auch im Training Situationen herausarbeiten, in denen diese schnelle Variabilität gefordert ist. Deci trebuie să-i punem pe jucători în procesul de antrenament, în situații în care să acționeze variabil și să-și poată da seama să poată recunoaște situația. Dritte Druckbedingung ist dann Komplexitätsdruck. Das ist im Prinzip
der Versuch, Aufgaben zu gestalten, in denen mehrere Sachen hintereinander gemacht werden müssen, Handlungskette zum Beispiel, ja, so ohne große Pause, ohne großes Nachdenken, erste Handlung, zweite Handlung, dritte Situation, ja, und das schnell hintereinander. Presiunea aceasta complexă constă în faptul că aici trebuie să execute rapid mai multe acțiuni, una după alta, în așa fel încât jucătorul să nu aibă timp prea mult de gândire și să poată fi antrenat să acționeze rapid. So. Und das sind im Prinzip jetzt die, ist die Beantwortung der zweiten Frage, wie wir trainieren, unter Zeitdruck, Variabilitätsdruck und Komplexitätsdruck. Și acum asta e întrebarea, cum să facem să acționăm sau să antrenăm acțiunile acestea rapide. So. Also, wäre das jetzt im Prinzip unsere methodische Formel, was trainieren und wie trainieren. Nochmal, die Bewegungen, die Techniken, die spielspezifischen Handlungen, Zeitdruck, Variabilität. Asta e încă o dată prezentată formula, deci ce antrenăm, ce ne-am dorit să antrenăm și cum am dorit să antrenăm, cam aceasta ar fi formula. Ok. Alles klar? E tot în regulă, ați înțeles? Ja. Nein. Da fehlt noch was. Spune că nu, mai lipsește ceva. So. Und das ist für Schnelligkeitstraining sehr wichtig. Ich muss das Ganze einbetten in motivierende Situationen, in Herausforderungen, so dass die Spieler in irgendeiner Art und Weise gezwungen werden, ans Maximum zu gehen. Lipsește chestiunea motivațională. Asta înseamnă că eu trebuie să fac ceva în așa fel încât să-i motivez pe jucători să meargă până la limitele lor. Bei Schnelligkeit kann ich nicht trainieren auf 80% Niveau. Schnelligkeit fängt an bei 90-95% Niveau. Ich muss 100% im Prinzip versuchen zu gehen, dass ich wirklich schnell bin. Und das geht am besten in einer Wettkampfsituation. Spune că e clar că viteza nu poate fi antrenată să încep să antrenezi undeva la 80%, ci ea trebuie undeva antrenată la 95%. Müssen wir unsere methodische Formel noch ein kleines bisschen erweitern, indem wir sagen, was trainieren wir, wie trainieren wir und versuchen das noch in motivierende Situationen dann einzubinden. Dann müssen die Spieler sich wirklich auch anstrengen. Deci o să lărgim puțin formula noastră, ce antrenăm, cum antrenăm și motivarea acestor situații. Im Training kann ich das in unterschiedlichen Bereichen umsetzen. În antrenament pot să fac în situații diferite să o aplic. So, eine Sache ist zum Beispiel, dass ich das in Lauf- und Sprungkoordination umsetze. Wir werden ein kleines Beispiel dazu hoffentlich heute in der Praxis machen können. Die Zeit ist relativ kurz, aber wir schaffen das. Da, asta poate fi făcut în antrenament, un antrenament de alergare și sărituri. O să încerc astăzi după amiază, dar deși timpul e foarte scurt. Das zweite ist, dass das auch in kleinen Spielen geht. În jocuri mici. Die wir mit speziellen Variationen, speziellen Regeln dann dazu bringen, dass die Spieler schneller umschalten müssen. Unde introducem reguli speciale, în așa fel încât jucătorii poate să fie antrenați să gândească rapid, să acționeze rapid. Das geht im Spiel 1 gegen 1 oder im Training 1 gegen 1. Asta merge și în jocul 1 la 1, antrenată. Und das geht auch in sogenannten offenen Situationen. Și în situații deschise, așa se numesc. Wir werden gleich ein Video haben, wo wir offene Situationen dann auch erklären können. O să explicăm ce înseamnă situațiile acestea deschise. Und das geht logischerweise auch im Gegenstoßtraining bzw. Transition Games. Das sind Formen, wo es um das schnelle Umschalten, Abwehr, Angriff, Angriff, Abwehr geht. Și bineînțeles că merge și în contraatac și situațiile acestea de tranziție, de atac rapid. Okay. Zwei Beispiele kurz dazu. Das eine. Doi exemple. Mehr bezogen auf die motorische Komponente. Also, unul dintre ele mai mult pe componenta motorică. So, Spieler starten am gelben Hütchen. Ei pleacă de la jaloanele galbene. Ein Spieler hat die roten Hütchen, ein Spieler hat die blauen Hütchen. Unul dintre ei are pe cele roșii, pe jaloane roșii, celelalte albastre. 1, 2 und 3 ist auf meiner Seite, aber 4, 5 und 6 ist auf der anderen Seite. Das heißt, wenn eine Zahl 4, 5 oder 6 kommt, müssen sie überkreuzen.
Ja, müssen noch gucken, wie sie um den Gegner rumkommen und dann schnell zurück auf ihre Seite. Da, unele din primele sunt pe partea lor, următoarele sunt pe partea cealaltă și ei trebuie să se încurcieze la un moment dat dacă vor să le ia pe cele ale lor de culoarea lor. Und man sieht, es ist ein bisschen Kampf, ein bisschen Wettkampf dabei. Ja, sie müssen versuchen, irgendwie einen Weg zu finden am anderen vorbei. Also das ist motivierend. Și se poate vedea că e puțină luptă aici, îi motivează să acționeze. Es ist Zeitdruck dabei, weil es geht darum zu gewinnen. E și presiunea timpului, pentru că e important cine câștigă. Es ist Variabilitätsdruck dabei, weil sie haben unterschiedliche Laufwege, mal in die eine, mal in die andere Richtung, nur auf meiner Seite, auf die andere Seite oder nicht. Ja? So, das ist immer unterschiedlich. E și variabilitate, pentru că trebuie să ia de pe partea lui sau de pe partea cealaltă jalonul. Deci are și situații variabile sau se lovesc între ei, se încrușează și n-au un nou loc. Und zum Schluss gibt es auch noch eine kleine Variante, die ist noch ein bisschen anspruchsvoller, weil man sieht ganz vorne auch noch zwei grüne Hütchen. Și la sfârșit există o variantă și mai complicată, se văd în partea dinspre noi două jaloane verzi. Und dann ist es so, die Spieler bekommen drei Zahlen, wo sie hinlaufen müssen. Und während sie am Laufen sind, sagt der Trainer noch, entweder gelb oder grün. Das heißt, sie müssen das hören. Also, und während jetzt dann die laufen, kommt grün. Und jetzt müssen sie zum Schluss nach grün laufen. Oder wenn ich gelb sage, nach gelb. Ja, spune că în timp ce execută exercițiu, antrenorul, tocmai pentru a antrena chestiunea asta de atenție și de rapiditate, poate să le spună să ia jalonul verde și atunci ei trebuie să acționeze imediat să recunoască din exercițiul în care îl fac, să se ducă spre jalonul verde, nu spre ala galben. Und dann nochmal gelb hinterher. Also, dass sie auch während der Zeit, wo sie laufen, noch Informationen aufnehmen können und dann geht es nochmal in die andere Richtung. Also, müssen also immer hellwach sein und immer für die nächste Aktion auch vorbereitet sein. Ei trebuie să fie tot timpul pregătiți, foarte, foarte, foarte atenți și la ce fac și la ce spune antrenorul și să acționeze exact așa cum trebuie. Okay. Das zweite Beispiel ist eine sogenannte offene Situation. Al doilea exemplu e situația aceea deschisă. Diese offene Situation ist zum Schluss, in der zweiten Phase, ein 2 gegen 2 von den 2 Gelben gegen die 2 Schwarzen. La final, situația de fapt e o situație de 2 la 2. Aber in der ersten Phase, dar în prima fază, gibt es eine Vorbewegung, die die Spieler machen müssen. Există o mișcare de început pe care jucătorii trebuie să facă. Vormachen, nachmachen in diesem Quadrat. Also man sieht immer, eine Gelbe macht für eine Schwarze macht für eine Gelbe vor. Ja? Und sie müssen laufen und schauen, was der Gegner macht. Und irgendwann lässt der Trainer den Ball fallen. Und dann müssen die Mannschaften den Ball erkämpfen. Entweder gelb oder schwarz. Einer wird Angriff, einer wird Abwehr. Und dann geht es in Richtung zum anderen Tor. Also machen das die beiden Gelbe für die beiden Schwarzen? Eine Schwarze macht für Gelb vor und eine Gelbe macht für Schwarz vor. Aha, schön durcheinander. Ich hoffe. Deci, mișcările acelea înainte de lupta 2 la 2 se fac în următorul mod. Unul dintre jucătorii galbeni îi dă direcția de mișcare și celuilalt, da? Deci cel negru trebuie să se miște după cel galben. Și invers, unul dintre jucătorii negri îi dă direcția de mișcare a celuilalt, deci el trebuie să... Ce fac, deci, ce fac eu să facă celuilalt, da? Ce... Cum? În oglindă, da. Nu venea, da. Deci, da, unul galben îi dă oglinda celuilalt și unul negru îi dă oglinda celuilalt galben. Da? Deci nu 2 la 2 în prima fază. Und der entscheidende Moment in dieser Form ist jetzt, genau dann, wenn die Trainerin den Ball fallen lässt, und wenn von Phase 1 auf Phase 2 umgestellt wird, weil dann muss ich schnell erkennen, kann meine Mannschaft den Ball bekommen oder muss ich in die Abwehr? Ja? Muss ich mich freilaufen oder muss ich einen Gegner suchen, den ich decken kann? So, und dann müssen sie ganz schnell in dieser Situation reagieren. Und das ist im Prinzip dieses Konzept der offenen Situationen, ja? Dass wir nicht wissen, wann geht es los, in welche Richtung geht es los, werde ich Abwehrspieler, werde ich Angreifer, das muss ich ganz schnell erkennen. Ist das eine typisch deutsche Übung? Ja? Das habe ich auch gemacht damals. So ungefähr. Ja.
Da. Ich glaube nicht, dass es typisch deutsch ist. Es ist einfach nur gut. Ziceam că e un exercițiu tipic din Germania, că îl făceam și noi în antrenament, sub o altă formă. El spune că momentul decisiv e ăla în care antrenorul lasă mingea, pentru că atunci jucătorii trebuie să decidă ce au de făcut, cum au de făcut. So, also der Haupteffekt liegt in diesem Umschaltverhalten, Phase 1, Phase 2. Und das wird in vielen Dingen, die wir heute in der Praxis machen, wird es auch so sein. Deci efectul important e ăla de a acționa, de a reacționa sau de a-și da seama de situație foarte rapid și de a putea pune în practică ce. Und das wäre dann die Aufgabe an den Trainer, wenn wir heute Nachmittag in die Praxis gehen, ja, dass sie schauen, was trainieren wir? Trainieren wir Bewegungen, trainieren wir Techniken, trainieren wir spielspezifische Handlungen, ja, Spielhandlungen, trainieren wir unter Zeitdruck, trainieren wir unter Variabilitätsdruck und Komplexitätsdruck. Weil dann können Sie das, was wir jetzt in der Theorie besprochen haben, in der Praxis immer wieder finden. Und dann haben wir eine gute Verknüpfung von Theorie und Praxis. Zice că aceasta este ce dumneavoastră trebuie să urmăriți după amiază în antrenament și să vă dea seama când se aplică tot ceea ce a povestit el aici, când se aplică dezvoltarea motrică, când se aplică această recunoaștere rapidă a situației și așa mai departe. Mulțumesc pentru atenție! Pe care sper să fiți interesați.